Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Am revenit și eu cu un haul și astăzi o să vă prezint ce parfumuri au mai intrat în colecția mea în ultima perioadă. M-aș bucura tare, tare, tare mult să-mi spuneți și voi ce parfumuri ați mai descoperit, ce parfumuri v-ați mai cumpărat, ce parfumuri mai aveți pe wishlist și ce ați mai testat așa și va da pe spate, pentru că eu sunt într-o continuă căutare, îmi place să descoper parfumuri noi și îmi place să-mi recomandați și voi parfumuri pe care voi le descoperiți. Așa o să fac și eu astăzi, o să vă arăt parfumurile pe care le-am descoperit, să știți că am în acest haul 3 parfumuri gurmande, așa că rămâneți până la sfârșit să vedeți despre ce este vorba. Mai ales persoanele care iubesc foarte mult parfumurile gurmande și nu numai, pentru că nu doar despre asta vorbim astăzi, vorbim despre parfumuri din mai multe categorii. Dar eu o să încep cu unul gurmand, pentru că nu mă pot abține și este unul despre care noi am mai povestit. Este vorba despre Le Rêve de Nirmala de la Molinard. Haideți să discutăm puțin despre un alt parfum de la Molinard pe care eu vi l-am arătat într-un haul, însă nu am revenit cu un update. Asta pentru că parfumul acesta este pus în cutia aceea de dat, de plecat din colecție. Și nu pentru că nu miroase bine, pentru că miroase foarte bine. Este un parfum foarte natural, plăcut, proaspăt și perfect pentru vară. Însă nu este parfumul acela leșinător care îmi place mie și ce să fac, nu mi se potrivește atât de bine, pentru că știți că mie îmi plac parfumurile mai puternice așa, iar acest Mireia de la Molinard este unul destul de proaspăt. Avem aici frunzulițe și fructe proaspete, un bol așa de fructe proaspete și reci, cu tot cu frunze. De aceea pleacă parfumul acesta din colecția mea, nu pentru că este rău, nu pentru că nu miroase bine, ci pentru că nu mi se potrivește. Ce vreau eu să vă spun este că nu aș mai cumpăra parfumuri Blind de la Molinard, ci aș testa și aș descoperi cu ajutorul unor mostre, pentru că nu este ce mă așteptam eu acesta. Am înțeles că ar fi o gamă adresată adolescenților, deci s-ar putea să fi dat greș cu totul. Am citit toate treburile astea după ce am cumpărat parfumul. Nu este rău, dar nu este pentru mine. Însă, Le Rêve de Nirmala este altceva. Aici avem un parfum ciocolatos. Avem un parfum intens, deși este o apă de toaletă, este mai puternic decât Mireia. Și destul de puternic încât să persiste mult timp. Cel puțin l-am testat doar pe mână, pe piele a persistat foarte bine. Iar vreau să vă spun că astăzi doar vă prezint aceste parfumuri, vorbim puțin despre ele, despre cum miros, despre cum le-am simțit atât cât le-am testat, dar nu le-am testat cum se cuvine, să știți treaba asta. Ei bine, acest Le Rêve de Nirmala este fructat, este ciocolatos și lumea spune că ar semăna foarte bine cu un Flanker Angel. Să știți că și pe mine mă duce la partea aceea gurmandă din Angel și un pic spicy, cumva spicy, ciocolatos, dar aici avem și ceva fructe tropicale. Miroase foarte bine. Deci miroase foarte bine. Dacă vă plac parfumurile dulci, gurmande, pe acesta chiar îl găsiți la un preț foarte bun. Eu v-am spus atunci când l-am găsit la un preț foarte bun pe Hiris. De acolo l-am luat eu și v-am anunțat pe grupul meu de Facebook, acolo unde anunț atunci când văd reduceri, când văd parfumul care mă tentează și pe mine și prețuri bune. Aveți linkul în descriere, dacă vreți puteți să intrați și voi în grupul acela să mai vorbim despre parfumurile pe care le purtăm, despre oferte, despre reduceri și tot așa. Da, Le Rêve de Nirmala este un fructat ciocolatos, apă de toaletă, aerisit, potrivit și pentru perioada caldă.
Și cine iubește parfumurile gurmande, cu siguranță îl va aprecia pe acesta și în perioada caldă. Cine nu, clar o să zică că este un parfum prea dulce pentru vară, dar eu îl aș purta și o să-l port. Da, cam atât despre Le Rêve de Nirmala. O să-l port cum se cuvine și o să revin cu update. Trecem la următorul parfum, care nu este gurmand, însă este un parfum foarte frumos și vorbim aici despre Musk Wild Vanille de la Latafa. Este un parfum cu musk, cu un musk fluffy și cu vanilie. Este musk și vanilie, cam asta se simte atunci când se usucă parfumul. Dar uitați-vă ce lichid avem aici. Mă duce cu gândul la Misty Down și mirosul mă duce cu gândul acolo, dar mai mult acela, Misty Down, este mai floral. Aici avem o deschidere mai proaspătă. Nu este ceva foarte verde. Miroase cumva a limonadă foarte îndulcită. Și imediat intră moscul acesta pufos. Este un mosc cremos, pufos, un parfum curat, dar foarte plin, așa, foarte pufos de la moscul ăsta. Și miroase super bine, chiar miroase foarte bine. Îmi place. În uscare miroase a musc pufos și vanilie. Nu este foarte dulce, dar este un parfum moscat dulceag foarte, foarte plăcut. O să-l port și pe el, o să mai discutăm despre cum se dezvoltă mai multe, pentru că pe acesta chiar nu-l știu foarte bine. Următorul parfum intrat în colecția mea este acest White Tea de la Sabon. Se numește, scrie aici, Eau de Sabon. Un parfum potrivit pentru perioada caldă, un parfum citric, proaspăt condimentat. Miroase a citrice în deschidere, parcă simt o combinație de lămâie și bergamot, deși nu are bergamot, are doar lămâie. Are și flori, ceai, da, miroase a ceai. Și în bază avem violetă, cedru și încă ceva, nu știu exact cum se traduce asta, dar deschiderea este citrică, este proaspătă, este un parfum de vară, răcoritor. Și o să văd cum se dezvoltă, pentru că probabil că se duce într-o zonă pudrată de violetă și ceva aromatic, aș spune. Da, un parfum nu este ceva unic, cu siguranță am mai mirosit genul ăsta de parfum, dar este potrivit pentru perioada caldă, când este foarte, foarte cald afară. Un alt parfum este această miniatură Si Passione de la Giorgio Armani. Eu am în colecție Si și mai am Si apa de parfum și mai am Si apa de toaletă, ceva în ediție limitată. Mie îmi place foarte mult apa de parfum. Îmi place foarte mult, îmi place mai mult și decât Si Intense, pe care l-am și testat. Dar am testat la un moment dat Si Passione și parcă Si Passione e clar. Le-am testat pe ambele și mi-a plăcut foarte mult Eclat. Acesta este frumos, este un parfum frumos, l-aș purta cu siguranță, îmi place, doar că nu mi-aș cumpăra acum o sticlă full size. Iar acest Si Passione mi se pare un parfum proaspăt, un parfum cu trandafir, cu fructe, dulce, fructat, dar proaspăt în același timp. Nu știu de ce mi-a plăcut mai mult Eclat, pentru că nu-l mai țin minte, însă eu am o colecție de miniaturi, de parfumuri actuale, dar am și o colecție de parfumuri vintage, de miniaturi vintage, și poate că o să fac într-o zi un video cu
colecția mea de parfumuri așa micuțe, pentru că am unele foarte faine și chiar sunt parfumuri pe care le-am pus undeva și am uitat de ele, dar pe unele dintre ele nici măcar nu le-am testat și chiar vreau să... ce proaspăt este Si Passione. Este floral, este fructat, este dulce. Îmi place. Îmi place cum miroase, dar v-am zis, nu este ceva ce mi-aș cumpăra o sticlă full size în acest moment. Poate pe viitor. Și poate să mai testez și Eclat, să văd care îmi place mai mult. Un alt parfum intrat în colecția mea în ultima perioadă este acest Hair Story de la Avon. Eu am avut la un moment dat Love din colecția asta, cred că era sticluța la fel, doar că roșie, și mi-a plăcut foarte mult parfumul acela, mi s-a părut foarte bun, foarte intens, foarte persistent, și în momentul acela când l-am descoperit pe Love, eram curioasă de cum este acesta, pentru că v-am zis, mi s-a părut foarte bună colecția asta. Și da, dacă aș mirosi parfumul acesta, nici o secundă nu m-aș gândi că este de la Avon. Foarte bune mi s-au părut. Chiar să-mi spuneți și voi dacă le-ați testat și cum vi se par vouă. Miroase bine. Mă duce cu gândul la parfumurile de la Elisab, acelea cu flori, la Elisab in White, mai exact. Acolo mă duce cu gândul acest Her Story, dar miroase foarte bine. Și avem aici floare de piersic, bergamot, piper, da, este un parfum floral, proaspăt, condimentat, plin așa cumva. Nu știu, irisul acesta cred că îi dă, izul acesta pudrat, dar și parcă și balsamic. Avem și trandafir și imortelă, patchouli, benzoin și vetiver. Foarte bine miroase. Miroase, este un parfum feminin, dar așa nu-l văd neapărat purtat de un bărbat, doar că îl văd așa pentru o femeie mai puternică. Are un iz un pic masculin. Miroase foarte bine. Îmi place mult parfumul acesta. O să mai discutăm despre el. Dar să-mi ziceți și voi dacă le-ați testat și cum vi se par vouă. Și am ajuns la ultimele două parfumuri. Două parfumuri gurmande și minunate. O să vorbim întâi despre Le Note Gourmand, despre Reminiscence Dragé. Un parfum prințesistic toată ziua și foarte frumos. Mai mult cred că mă duce cu gândul la zona asta de prințesă, ambalajul, prezentarea. Parfumul n-aș zice neapărat, dar cred că parfumul mă duce cu gândul la o mireasă. Da. Foarte frumoasă este sticla, este minunată și pe acesta l-am primit. Mulțumesc, mulțumesc tare, tare mult. L-am primit de la cineva care știa că am testat parfumul ăsta la un moment dat și mi-a plăcut mult. Și chiar am mai discutat și cu voi despre el în clipurile mele în care testez parfumuri. Da, știți, cred că-l știți. Toate trei îmi plac, dar acesta a fost preferatul meu. Nu pot să zic că îmi displace vreunul. Toate trei parfumuri din colecția asta Le Note Gourmand îmi plac. Și îmi plac foarte mult. Dar mi-a plăcut mai mult acesta pentru că are acea floare de migdal și mie îmi place mult de tot floarea de migdal în parfumuri. Miroase dulce, amărui. Miroase și amigdale, dar și floral, este pudrat, este elegant, este feminin, este plăcut. Are și partea aceea gurmandă, chiar o are. Miroase a drageuri. A drageuri, dar se usucă și iese în evidență și floarea
de migdal, care pe mine mă duce într-o zonă mai elegantă. De aceea îmi și place foarte mult floarea asta de migdal și am tot strâns parfumul cu nota asta. Este un parfum pudrat, are o parte dulce, are o parte elegantă, are o parte feminină, dar nu este prea dulce. Nu este prea dulce, chiar este un parfum foarte bine echilibrat și foarte frumos, foarte prințesistic așa. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este unul pe care l-am așteptat o lună. L-am cumpărat blind, l-am comandat blind și mă bucur că a fost un blind, nu că reușit, foarte reușit. Este vorba despre Attar Collection, eu am aici varianta tester. Avem 100 de mililitri să facem baie în el. Crystal Love de la Attar Collection este un parfum care mi-a atras atenția în multe clipuri de afară și mă mai interesează unul, Hayati cred că se numește, dar dacă l-ați testat pe acela să-mi spuneți și mie în comentarii, pentru că am văzut că recenziile sunt cam proaste la Hayati și nu l-aș cumpăra și pe acela blind, cumva... Eu, de când l-am comandat pe aceasta, am fost sigură că o să fie pe placul meu. Nu știu de ce, am avut sentimentul acesta că nu fac o greșeală și Dumnezeule cum miroase. Este divin parfumul acesta. Este divin. Dacă vă plac parfumurile gurmande, acesta este minunat. Minunat. Se duce în zona... La Danza delle Libellule de la Casa Nobile și se duce și în zona Casablanca. Este un parfum dulce, vanilat, dulce, dar dulce, dulce. Are și un iz ușor oriental. Odată cu mine l-a mai cumpărat cineva care știu că mă urmărește și care nu are aceleași păreri ca și mine, deci, na. Putem să iubim parfumurile gurmande și să nu ne placă la fel de mult acest Crystal Love. Deci există riscul acesta. Avem aici fructe și trandafir în deschidere. În mijloc avem ciocolată cu lapte, moscalb și nutmeg și în bază avem vanilie de bourbon și tonka. Mie mi se pare, da, v-am zis că seamănă și cu Casablanca. Un alt parfum pe care îl ador și pe care mi l-aș fi dorit în colecție, pentru că nu mai am foarte mult din el. Perfect, perfect, mie îmi place foarte mult și v-am zis, are un iz oriental, are pe fundal o notă lemnoasă, este acolo, se simte, dar mie îmi place. Îmi place per total cum este el cu tot, cu toată această dezvoltare a lui, este un parfum minunat. Și v-am zis, dacă ați testat și voi ceva de la Attar Collection, spuneți-mi și mie în comentarii, pentru că după ce l-am descoperit pe acesta, aș mai încerca și altele de la Attar Collection. Ei bine, acestea sunt parfumurile care au intrat în colecția mea în ultima perioadă. Sper că v-a plăcut acest clip. Cu siguranță o să mai discutăm despre ele, o să le port cum se cuvine și o să revin cu impresii. Ca de fiecare dată o să împărtășesc cu voi părerile mele și m-aș bucura să împărtășiți și voi cu mine părerile voastre despre aceste parfumuri dacă le-ați testat. Și noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și să apăsați pe clopoțel dacă vreți să fiți notificați atunci când postez un video nou. Ne vedem în curând. Pa, pa!